Evenimentul cultural nocturn a bibliotecilor a fost marcat și la Drobeta Turnu Severin în acest sfârșit de săptămână. La activitățile organizate cu acest prilej de reprezentanții bibliotecii I.G. Bibicescu au participat numeroși copii. Tema manifestărilor a fost toamna, spre bucuria participanților care au aflat informații inedite despre acest anotimp. Nocturna bibliotecilor a reprezentat prilejul perfect pentru numeroși copii din Drobeta Turnu Severin de a se apropia de lumea cărților. Reprezentanții bibliotecii I.G. Bibicescu au organizat activități dedicate toamnei, iar copiii au avut ocazia să fie implicați activ. Ce mai sunt folositoare semințele? Să le uscăm și să le folosim ca și hrană. Așa, că voi ați văzut prin magazine când mergeți, ați observat pumbulițe cu semințe de dovleac, da? Știți cum arată sămânța de dovleac? Da. Ia uitați, așa arată sămânța de dovleac. Să începem să îl scobim prima dată și apoi să facem o față. Am văzut că ați și ascultat foarte multe despre dovleac. Da, am ascultat. La lucruri interesante? Poftim? La lucruri interesante? Da. Ce nu știai despre el? Nu știam aproape tot despre el. Știam doar că poate fi mâncat. Este o acțiune interesantă, nu e prima mea dată aici și o să decurgă destul de ok. Ce faci acolo? Tai capotul dovleacului ca să-l pot scoate din conținutul. Fac, nu știu. Ce faci? O față? Da. Activitatea este la nivel național, a fost inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, dar și din Republica Moldova. Astfel că astăzi, Nocturna Bibliotecilor se organizează în toate bibliotecile din țara noastră și la frații noștri din Republica Moldova. Activitatea este, așa cum v-am spus, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice, dar și în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți, care ne-a pus la dispoziție pentru părinți, dar și pentru copii, să vizionăm după activități un film despre județul Mehedinți. Avem și o expoziție în interior cu cărți ale autorilor mehedințeni. Alături de bibliotecari, în activități au fost implicați și profesorii școlii Regele Mihai. Școala gimnazială Regele Mihai I participă astăzi la activitățile inedite organizate cu ocazia acțiunii din această seară, și anume Nocturna Bibliotecilor. Am înțeles că organizatorii ne așteaptă cu multe surprize inedite, vor fi ateliere de practică, copiii vor învăța să sculpteze în dovleac. De fapt, dovleacul este și tema acestei acțiuni. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment cultural anual de activare Nocturna Bibliotecilor. Este inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, cu participarea bibliotecilor din țara noastră și din Republica Moldova. Anul acesta a avut loc cea de-a 13-a ediție a Nocturnei.